Transfăgărășanul s-a deschis oficial circulației începând de joi. Drumul care ajunge la o altitudine de peste 2000 de metri poate fi parcurs acum și cu mașina. Transfăgărășanul este deschis circulației doar 4 luni pe an și asta din cauza zăpezii care persistă pe șosea până primăvara târziu. În ultimele săptămâni, drumarii au îndepărtat toată zăpada de pe carosabil, așa că oficial Transfăgărășanul este deschis circulației de la 1 iulie până la 1 noiembrie. Acest drum are o lungime de 151 de kilometri și a fost inaugurat în 20 septembrie 1974.